Ilan Șor nu este și nu a fost niciodată vizat în vreun dosar privind traficul de droguri. Acesta este răspunsul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, oferit la solicitarea avocaților politicianului care dezmint informațiile publicate în investigația RISE Moldova, publicată zilele trecute. Mai mult, MIAI precizează că, pe numele președintelui partidului politic Șor, nu au fost efectuate niciodată măsuri speciale de investigații. Documentul prin care Ministerul Afacerilor Interne confirmă faptul că Ilan Șor nu a fost niciodată vizat în vreun dosar privind traficul de droguri a fost publicat de politician pe pagina sa de Facebook. În răspunsul ministrului de interne, Pavel Voicu, se menționează că, în urma controlului intern și verificării sistemelor informaționale, s-a constatat lipsa unor acte ce ar confirma faptul că în privința cetățeanului Ilan Șor au fost înfăptuite unele măsuri speciale de investigații privind activitatea specială de investigații, precum și lipsa unor acte care ar confirma existența cauzelor penale ce ar avea dreptul obiect al infracțiunii circulația ilegală a drogurilor etnobotanice celor sau analogii acestora în care cetățeanul Șor ar avea statut procesual. Astfel, Ilan Șor susține că informațiile prezentate de Ministerul de Interne demonstrează odată în plus că toate acuzațiile în adresa lui, care se conțin în pretinsa investigație publicată de RISE Moldova, sunt false. Cât de jos pot cobori cei care folosesc insultele, minciunile și calomniile în calitate de instrumente în luptă cu oponenții politici? Ce poți să mai aștepți de la astfel de politicieni perfizi? Și încotro pot oare duce acești politicieni țara și societatea? A scris deputatul pe pagina sa de Facebook. Mai mult, politicianul a precizat că pentru fabricarea acestor minciuni și distribuirea lor, cei vinovați vor trebui să răspundă în fața legii. Solicitat pentru un comentariu, directorul RISE Moldova ne-a comunicat că analizează răspunsul oferit de Ministerul de Interne și va veni cu un răspuns oficial mai târziu. Acolo se face referire la faptul că domnul Șor nu a fost supus unor măsuri speciale de investigație conform legii din 2012, însă documentul pe care noi îl avem și pe care scrie strict secret, el este datează din anul 2010. Mai multe detalii vă zic că o să revenim curând. Anterior, Ilan Șor a declarat că așa numita investigație jurnalistică lansată de RISE Moldova urmărește linșarea sa mediatică și că îi va ataca în judecată pe autorii ei. Amintim că săptămâna trecută RISE Moldova a publicat o investigație în care se spune că Ilan Șor ar fi fost monitorizat în mai multe dosare privind o rețea de trafic de cocaină.